practic a abolit realitatea, a abolit orice altă formă de preocupare publică, scufundându-se în tribalismul stelist, dinamovist, rapidist. După 89, când atâtea alte culoare s-au deschis și toată lumea putea să se ducă în alte direcții, fotbalul românesc a înaintat pe proviziile pe care le avea dinainte de 89, pe o generație excepțională, care a atins apogeul faimos în moment 94, aici, la Cupa Mondială din America. Echipa s-a stins, evident, în următorii câțiva ani. Și pe urmă intrăm în faza a doua, în care fotbalul devine, după părerea mea, un circ național fără acoperire. Ceea ce nu continuă să mă uimească în România este cum, pe măsură ce mizeria fotbalului românesc crește, să ne uităm la bilanțul Stelei, a Dinamo și Rapid, atunci când s-au ciocnit de cluburile mari ale Europei, e dezastruos. Pe măsură ce mizeria fotbalului românesc, a structurilor lui reale, devine din ce în ce mai evidentă, importanța care îi se acordă, în special în media, e uluitoare, e o aberație fără margini. Comentăm cu patos, cu importanță, cu în cele mai mici detalii un sport și niște actori, adică președinți de cluburi, jucători, ca și cum am avea de-a face cu niște mari valori. De fapt, sunt niște valori inventate. Toate lucrurile astea devin reguli pentru că ele au fost dictate practic de industrie, de controlul pe care factorul industrial, financiar, mediatic a ajuns să-l exercite aproape în totalitate asupra fotbalului. New York-ul ți se pare un oraș arogant sau nu? Nu mi se pare arogant. Mi se pare foarte puternic, foarte sigur pe el. Mi se pare un oraș care există într-o dimensiune viitoare. Cred că cine intră dincolo de fortăreața pe care avem în spate, e într-un fel absorbit și ce m-a uimit de altfel e aerul de integrare spontană al oamenilor, oamenilor de tot felul, de toate semințiile pe care aș zice că nu-l respiri nici la Londra și cu atât mai puțin la Paris. Am găsit aici, în discuția despre societatea americană, am găsit o enormă legiune și o enormă energie de oameni care constată, eu nu-mi dau seama pe ce bază, că sunt aproape în ghearele unei dictaturi, că sunt militarizați, că sunt vrând nevrând s-au născut într-un imperiu care calcă în picioare libertățile și culturile cui vrei și cui nu vrei. Eu pur și simplu nu pot să înțeleg povestea asta. Mie îmi provoacă o încurcătură de creier extraordinară. Și nu pot să înțeleg pur și simplu, ba chiar îmi pierd argumentele. Când vii și îmi spui Bush a învins New York-ul pentru că l-a transformat într-o crescătorie de steaguri și pentru că a făcut din el cazarma numărul 1 a Americii. New York-ul este și nu este America. Este foarte diferit de restul Statelor Unite. Pe de altă parte, vă găsesc orașul ăsta extraordinar de sigur pe el. Viața pe care o văd și mergând pe străzile orașului la întâmplare, mi se pare extraordinar de stabilă, de sigură de ea. N-are nimic nevrotic, nicio nesiguranță, nicio neliniște, nicio întrebare nerezolvată. Nu cred că așa arată un oraș care ar trebui să, care resimte nu știu ce presiunea unui texan tâmpit, nu, cum se spune, ajuns președinte. Este un oraș foarte sigur de sine în infrastructura lui, în ceea ce apare ca masiv. Care apare ca o putere aproape geologică creată de mâna omului. Dar pe de altă parte, New York este un oraș care este bazat pe o întrețesere de anxietăți. Este un oraș cu poate zeci de mii de psihanaliști. Este un oraș în care ai să vezi nebuni care îți predică sfârșitul lumii peste 2 minute sau peste 5 minute la colțul străzii, în care oamenii se ignoră unii pe alții. Da, povestea a psihanalistului din New York, care e o realitate majoritară, am impresia că ei sunt mai mult decât pacienții. E din scriptura lui Woody Allen, o cunoaștem, ea e obligatorie, aș zice, în orice bună țară protestantă, de aici, aș zice, dispariția suspectă a psihanalistului, imediat ce treci
de Alpi în jos în Europa, dacă ai ajuns în Italia, mai ales în sudul italian, în Grecia, în coasta mediteranea, Franței și a Spaniei, adio psihanaliști. Ca popoarele indo-europene, psihanaliștii s-au oprit în țări protestante. De ei au creat, adică da, au locuit confesionalul, nu? Dar boala asta, pardon, profesia asta, iartă-mă, face ravagii unde este sămânță de protestant, apare și psihanalistul. Apare și ideea statistică, bineînțeles, susținută de Institutul Mac Cutare, că de fapt 4 din 5, nu e așa, știați, 4 din 5 suferind de depresie. Eu nu cred în poveștile astea, dar pe de altă parte ele există. Că New York-ul e plin de psihanaliști, că ei sunt și evrei, majoritatea. Asta e o formă de viață a New York-ului. Societatea românească plină de scandaluri și asta, o societate despre care scrii și scrii atât de bine și relevant, este o societate care nu aderă la aceleași principii terapeutice. Și atunci vreau să te întreb, cum te poziționezi tu în peisajul jurnalistic românesc și al oamenilor relativ puțini care gândesc bine și scriu bine despre România? Exact așa cum s-ar putea înțelege din ce ai spus, și anume în contrar. De cele mai multe ori contrar. Cum se zice pe englezește, aș fi un contrarian. Asta e profesia de a fi contrar, nu? O profesie jurnalistică foarte frecventă în lumea anglo-saxonă, de aia i-au dat și un nume. Contrar, ceea ce înseamnă că încerc să înaintez, să subliniez, să impun chiar dacă se poate un anumit fel de a scrie, de a gândi și anumite teme care nu sunt de obicei temele, accentele, formulele acceptate în România. Mai concret, un obiectiv e limba. Încerc să scriu într-o limbă română de maximă proprietate. Pentru că ceea ce constat de la o zi la alta este criza, uriașa degradare a limbii române în spațiu public și în special în scris. A doua, e o încercare de a judeca ceea ce se întâmplă în România din punct de vedere istoric, din punct de vedere cultural, nu din eternul punct de vedere televizat al cine s-a mai certat și cine s-a mai scuipat cu cine astăzi. Televiziunea n-a servit ca instituție, ci ca oglindă a dezordinii sociale și, mai grav, ca stimulant al dezordinii sociale. Cineva va trebui să scrie odată, poate, istoria și funcția, se scrie despre istoria și funcția talk show-ului, marea noastră descoperire de după 89, talk show-ul eternul, interminabilul, nesfârșitul talk show televizat, care pune în locul dezbaterii propriu-zise, pune un anumit gen de incoerență, un anumit gen de logoree, care nu duce nicăieri, dar pe care, într-un fel bolnav, suflarea românească o iubește. După părerea mea, esența presei vine din legătura între un public care vrea să afle, să vadă, să înțeleagă, să absorbă interpretarea realității. Vrea să citească opinie, vrea să înțeleagă ce cred niște minți sau niște scriitori despre ce se întâmplă. Cum?